Da, noi vrem să mergem în Barcelona la fata noastră, e învață acolo și noi vrem să facem o surpriză. Foarte frumos. Și cu autobus nu-ți puteai făcut treaba asta, da? Hai, da, și măi, odată tu cu autobusul ăsta tău de-am ne-ai făcut părsuri în cap. Și ia-ți cu minte că l-aveai de mult. Când? Încă când ne-am cunoscut, te-am la vie, dar vezi că de jenă fi mine, că eu i-am spus părsuri. Precis. Nu, când vreți să plecați la Barcelona? Of, pe 14 mai vrem să ne ducem și pe 16 să fim înapoi că suntem la lucru. Eu sunt la lucru. Eu sunt la lucru, nu... Da, soțul e la lucru. Bine, doar o clipă să verific. Ha. Da, deci 350 de euro pentru ambii dus-întors. Cât? Stop! Stați-o leagă, dar ce? Dar la autobus era mai ieftin. Ei, cât mai ieftin era? 300. 300 și? Și mai 50 de euro, asta e problemă sau ce? Poate și problemă, poate și problemă, dar și 50 de euro nu-s de aruncat. Plus că autobus merge pe pământ, asta merge prin naiba, știi, pe un prin aer. Ei. Nu ați mai zburat niciodată? Ei, n-am mai zburat. Am zburat? Cum n-am zburat? Am zburat el, dar nu mai țin minte nic că s-a îmbătat înainte de zbor, că se teme. E frică să zburați? Nu mai este frică, nu... Ascultați-o pe dânsa. Nu, dar pământul e pământ, știi că ai mers și pe roți și mult mai bine. Să știți că riscul de accidente cu avionul este mult mai mic. Este dovedit că avionul este cel mai sigur mijloc de transport. Nu-i spuneți lui de este că el, în afară de Opel Astra lui, nu știe nic. Corsa, 2014, 1-2 motor, mașină tare bună. Deci, ce facem cu biletele? Le luăm. Stați, nu vă grăbiți, vă rog frumos, doamnă, nu ascultați, doamnă. Haideți să vedem întâi care sunt avantajele și dezavantajele la autobuz. Mă, tu chiar vrei să mă faci de răscutătul? Dar poate e mai bine așa. Ia uite-mă, tu vrei să te duci pe 14, da? Da. Și pe 16 vrei să iei înapoi. Da. Tu cu autobusul, dacă pe 16 ajungi, ați și iei targhine. Dar și cu avionul e mai rapid? Da, în 3 ore și jumătate sunteți pe loc. Așa are turbină și asta. Da, chiar are. Nu-i spuneți lui de este, v-am zis, Opel Astra și mai mult nică. Corsa, ți-am spus. Vă putem propune și un hotel acolo pe loc. Compania noastră colaborează cu foarte multe hoteluri de peste hotare. Da, da, foarte bine. Stați-o leac, care foarte bine, stați care perfect. Unde, pentru și nou hotel, noi și la hotel stăm acolo. Dar unde vrei doar? Dar pe la dânsa acolo, e și dormi în hotel sau și? Și cu tine, măi, tu știi câți oameni trăiești acolo în casă, unde ești dormit? Uite și pe asta îți duc bani. Că vezi, dacă păstram așa 50 de euro care tu spuneai că nu-i probleme, dădem la șoferul la autobus și dormim în autobus. Deci facem biletele și apoi discutăm despre hotel, da? Da, da, da. Mulțumesc. Iar îți trebuia să beau înainte de zbor. Sărmanul a ficat-o în eu.